Hai, sănătate! Mă rog, bine ne-am reîntâlnit, Biță, bine ne reîntâlnim, dragilor, de data asta într-un decor cu totul și cu totul special. Ne-am deplasat la Șuici. Suntem în, hai să-i zicem, gospodăria lui Biță Lăcureanu, o mai veche cunoștință de-a noastră, un concitadin de-al nostru, deși s-a stabilit, are una dintre reședințe și la Șuici, un concitadin care, ce să vezi, i-a trecut prin cap să se apuce să facă bere. Și mai mult decât atât, omul o face într-un mare fel. Sunt sigur că ați remarcat în programele de Argeș.ro faptul că periodic își face apariția un clip publicitar la Berea Rock. Ei bine, tocmai despre asta o să discutăm astăzi, despre Berea Rock. Puțin mai devreme, discutând cu un prieten, spuneam, doamne, mă lua o fabrică de bere. După care mi-am adus aminte că tu mi-ai spus că ce ai tu aici nu este o fabrică, este un atelier. Exact. Da, sună foarte bine, sună așa foarte intim. Aspectul aici, dragilor, este unul, după cum vedeți, extrem de prietenos, extrem de primitor. Ne simțim foarte bine, deja am deschis o bere Amarillo, cu care noi am făcut cunoștință mai demult. Bun, haideți să discutăm despre berea artizanală cu Biță Lăcureanu. Biță, încă o dată te salut și bine ne reîntâlnim. Salut. Hai să spunem povestea berii Rock celor care se uită la noi în momentul ăsta. De când ai apucat de făcut bere și de ce? Păi m-am apucat de făcut bere în 2015, în Spania. Am fost la cineva acasă, am făcut o mutare de domiciliu la cineva și o colombiană făcea bere artizanală. La Columbian casa. La Columbian casa. Dar numai că ea o făcea dintr-o conservă. Normal este un kit de bere. Da. Și are înăuntru un lichid. Ce se încălzește, se pune la fier, se lasă la fermentat și iese o bere. Cum ar veni bere instant. E cam instant după 7 zile. Aha. Deci asta e. Și am făcut și eu un kit de asta de bere. După aia nu prea a plăcut, nu a fost cine știe ce berea asta. Și am început să fac all grain, din cereale. Și atunci, în 2015, până acum, a tot exersat diferite tipuri de bere. Deocamdată avem în portofelul 5 tipuri de bere. În momentul ăsta. Berea. Amarillo, single hop ale, cu un Jamé Amarillo. Este aici. Hai să le luăm aici, Amarillo. Da. Amarillo single hop ale. Este o bere cu Jamé American, două tipuri de malți, cu concentrația alcoolică de 5 grade și un EP, adică un must primar de 12. Aici vorbim de zaharurile fermentabile din mustul primar. Stai așa un pic. Stai să facem o paranteză. Ne aducem aminte de berea de dinainte de 1989, care avea scris pe etichetă niște cifre, da? Da. Am văzut bere 12%, da? Am postat zilele trecute la capitolul Vintage, chiar eticheta Berry Club, care era extrem de populară în zona noastră, și am văzut bere 12%. Toată lumea a luat foc. Cum e 12% alcool? Nu există așa ceva. Da? Tocmai despre aceste zaharuri era vorba, da? Fermentabile și nefermentabile. Deci zaharurile extrase din malțuri. Adică din amidonul de orz se extra zaharurile. Sunt unele fermentabile, unele fermentabile. Pentru cele fermentabile se transformă în alcool și CO2, cele fermentabile rămân în bere. Și atunci mai berea, în afară de amareala ce o dă hameiul, mai are și o dulceață. Da. Depinde de stil. Să ne raportăm la Amarillo, da? Amarillo. Asta este preferata mea, după cum am spus. Dacă ar fi să punem aceleași cifre ca odinioară pe eticheta de Amarillo, ce ar trebui să scriem aici? Cât la sută? Aici le avem. Avem IBU 24, adică vorbim de amareala berii, valoarea amară a berii, 24. Da. După aia vorbim de valoarea alcoolică, da. 5%. Și după aia vorbim de EP, da? De malțul, de zaharul din malțul primitiv, EP12. Deci tot 12%, cum era pe vremea exact. Berea Club. Numai că nu mai pun 2%, punem EP12P, grade plato, ce se măsoare în grade plato. S-au schimbat puțin. Nu s-au schimbat deloc, nu le punea Ceaușescu, nu le puneau ei ca să se ruteze, cred că nu le puneau ei la fabrică de bere. Nu, vorbim de grade plato. Asta este o unitate de măsură prin care plătim și noi acciza la bere, în gradele plato. Da. Deci acciza se face un calcul matematic cu atâta hectolitri ori grade plato și îți dă cât e valoarea accizei. Și cam asta. După aia vorbim despre berea Cascade. Următoarea bere. Care Cascade ar fi? Single, care asta. Asta albastră. Cascade înțeles. Single hop ale. Malțurile sunt la fel ca și la Amarillo, ca la berea Amarillo. Malțurile de bază sunt malți carapins și malți pale ale de orz. Dar schimbăm hameiul. Hameiul este cascade. Un hamei tot la fel american, da. dar cu alte nuanțe. Altă valoare de alfa acizi, altă valoare de amăreală, altă valoare de
De aromă, tot. Vorbim, sunt amândouă, Amarillo și Cascade, sunt marți, sunt hameuri americane, dar cu caracteristici diferite. Au caracteristici diferite. Sunt au gusturi diferite, au arome diferite, savoruri diferite. Așa, la nivel verbal, care ar fi diferența dintre asta și asta? La gust mă refer. Tu, ce ai remarcat? Sau ce ne poți spune tu, ca mai specialist? Vorbim despre hameiul Amarillo, ce este un hameil un pic mai acrișor. Deci mai acrișor, nu neapărat gustativ, olfactiv. Am deci, înțeles, da. Un pic mai acrișor. Deci vorbim de berea ce gustăm noi acum, Amarillo. La hameiul Cascade vorbim despre citrici, citrică și florală, o aromă citrică și florală. Am înțeles, deci aici avem parte de o bere ceva mai aromată. Mai aromată, la fel și la Amarillo, tot la fel mai aromată, dar da. Aici este vorba despre citrici și florală, un pic mai am înțeles. Mai pronunțat. Hai să mergem mai departe. Aici ce avem? Haideți, hai să mergem la următoarea bere, mai bine la când începe cu berele deschise. Aici avem un American Wheat Beer. American Wet Beer. Așa, aici ce înseamnă asta? Vorbim de o bere jumătate malț de orz, jumătate malț de grâu. Normal se numește bere albă. Dar nu e albă, dar e galben, dar un galben foarte deschis. Am înțeles, ceva mai pal. Mai pal. Deci dacă Amarillo merge spre Arămiu, așa, spre Arămiu, așa, aici exact. Avem o bere ceva mai transparentă. Mai transparentă, da. Exact. Mai spre albă, mai spre deschisă culoare. Da. Așa, și... Aici avem un hamei citra, un hamei la fel american, dar cu puternice arome de mango, fructe tropicale, lima, deci cam domină de deci. Este o bere care e mai pentru doamne, așa, mai pentru... Da, pentru că este mai aromată, dar la alcool, pentru valoarea alcoolică, la fel ca celelalte, 5 grade. Am înțeles. Bun, hai mai departe. Vorbim de berea Arrogant. Mă rog, asta Arrogant, cam obraznică. Da, cam obraznică. Arrogant, da. Irish Red Ale. Aici vorbim despre o bere ce conține 4 tipuri de malți, așa, și 2 tipuri de hamei. Este o bere roșie la culoare normal, mai arămie, dar se spune bere roșie, că e Irish Red Ale. Dar e mai roșie la culoare, da. Mai roșiatică, adică. Și este o bere, cum se spune, mai pentru bărbați. O bere cu un gust mai spre malți decât aromat. Și o bere mai spre berea englezească, mai amăruie. Conținutul de alcool cât este? 5%. Tot 5%. Tot 5%. Am înțeles. Așa. Deci ca să ajungi într-o stare euforică, trebuie să bei tot atâta bere Arrogant, cât bei bere... Cascade sau Amarillo. Okay. Exact. Ei, și ultima, și cea din urmă, că trebuie să mai lucrăm, să mai facem și alte tipuri de bere. Am înțeles. Avem de Russian Imperial Stout. Russian Imperial Stout. Da. Aici vorbim de o bere neagră, da. O bere da. Neagră, maturată, cel puțin 4 luni de zile. Am în înțeles. Magazie, aici, la atelier. O concentrație alcoolică 7%, un EP de 14. Ceva mai, mai strong. Mai strong, da? O bere exact, mai puternică. Strong. Și o valoare a amărelii de 60. Deci dacă vorbim asta de 25 valoare amărelii sau 20%, depinde cât au fiecare, 24-25, asta are 60. Foarte amară, da, dar echilibrată. Am înțeles. Știu că la un moment dat aveai un sortiment care se numea Vanilla Bourbon Stout. Da, da. Bun, ce s-a întâmplat cu el? L-ai rebranduit sau ai renunțat la el? Am renunțat la el nu pentru că nu a fost bun, am renunțat la el pentru whisky ce intra pentru cum să spune ție, conținea whisky. Am înțeles. Și cei de la NAF, de la Vama, m-au pus să aduc din toate caracteristicile whisky-ului bourbon din America. Și nu pot să le iau cum să aduc eu tot ce scrie, ce bagă în whisky, cât ține și ce conține și toate astea. Deci, am înțeles. Deci a fost cumva o restricție legală. Nu este o restricție legală, dar trebuie să aduc actele ce mi se cer. Am și înțeles. Dacă aduc, o să meargă. Bun, dar trebuie să ne aducem aminte că acel Vanilla Bourbon Stout avea cât la sută alcool? 8%. Era 8%. Ceva mai alcoolizată, era da. Foarte aromată. Foarte, dar vorbind da. De, avea și vanilie, conținea și vanilie, da. Conținea și whisky bourbon, dar whisky indicat cu un singur grad alcoolic. Maxim un grad alcoolic, deci era o bere tot de 7 grade. Tot așa, da. Tot 6 tipuri de malți. Tot, și asta ce conține față de cealaltă? Aici conține 6 tipuri de malți. Vorbim de malțuri de la Pale Ale, Cristal, malți ciocolat, malți caramel, malți Carafa Special 3, Carafa Special 2 și tostat. Și malți tostate. Am înțeles. O să remarcați... Le avem aici. Da? Avem aici toate. O să discutăm despre ele. Ce vreau să le spun celor care ne privesc? Faptul că o să vedeți că la un moment dat Biță amestecă cumva pronunțiile. Vreau să vă spun că prietenul nostru, Biță Lăcureanu, a stat numai puțin de 16 ani în Spania. Da. Și s-a deprins mai mult, a deprins mai multe abilități spre zona limbii lui Cervantes decât către limba engleză. Și de multe ori a spus puțin mai devreme paleale.
Da, este pale ale. Pale ale, da, pale ale, spun, da, spun așa spun spaniolii. Da. Ok, spun să, nu, să nu cumva să vă faceți vreo impresie greșită despre el, dar omul discută mai mult în spaniolă. Bun, haideți să ne întoarcem în Spania. Deci, ai fost acolo, ai băut bere artizanală la gazda la care te-ai mutat la un moment dat, ai făcut și tu, nu ți-a plăcut și ce ți-ai zis la un moment dat? Dom'le, haideți să continuu, da? Să da. Vedem care sunt secretele fabricării berii artizanale. Care este drumul tău, deci de acolo din Spania, de la stadiul de, să zic așa, pasionat, până la stadiul de producător de bere în România? Bere pentru prieteni. Da? Bere pentru prieteni. Așa mergem acolo. Foarte, da, foarte, foarte frumos. Haide, povestește-ne. Sunt sigur că ai multe să ne povestești în direcția asta. Deci, da. A trecut momentul în care ai făcut tu berea aia care nu ți-a plăcut, da? Și da. Ce ai zis? Și am zis, hai să vedem și cum se face una, să face una all grain. All grain în engleză, da? Da. Așa. Și am început să fac, să-mi cumpăr după internet, să-mi cumpăr toate ustensilele de făcut bere. Deci constau în niște, toate constau în niște kituri de plastic, cu cumpăram tot la fel termometre, densimetre, tot ce trebuia pentru bere. Apa o foloseam, apă de îmbuteliată de la. Deci nu apă de la chiuvetă. Nu, pentru că nu au bună apa spaniolă acolo, nu se poate bea, noi cumpăram apă acolo. Deci apa este un ingredient extrem de important pentru bere. Vorbim de 96-97% apă. Am înțeles. Ca să fac o paranteză, pentru berea rock, de unde folosești apă? Din comună. Apa de la comună de aici. De șuici, da, apă de fântână. Apă de fântână, pentru că aici în spatele nostru avem în fața noastră, cum ne uităm, avem un puț forat de, am înțeles, 152 sau 154 de metri. Deci de de mare adâncime. Are ceva proprietăți apa asta? Ai studiat-o? Ai da, am făcut probe, am cerut și la primărie să-mi dea probele. Deci, în primul rând, este potabilă? Asta da, e clar, că nu sunt multe ape ce aici pe partea volumului, nu se pot consuma. Deci am băut bere rock și n-am pățit nimic, prin urmare este potabilă. Asta e prima chestie, apă potabilă, deci este apă pentru consum uman, nu este apă pentru menajer. Așa, al doilea rând este o apă ce conține toate caracteristicile pentru o bere artizanală, adică vorbim minerale și tot ce trebuie, calciu și tot ce trebuie, în valori normale. Nu, eu nu intru cu nimic, nu intervin cu niciun adaos de minerale sau alte... sau alți aditivi la bere. Am înțeles, 100%... 100% naturală și de ingrediente naturale. Am înțeles, închidem paranteza și ne întoarcem. Ai început să ții de pe internet ustensile fermentatoare, că bănuiesc că ai fermentatoare, da. Și de fermentatoare, și te-ai apucat să faci bere. Din ce ai făcut prima ta bere artizanală? Da. Lăsând la o parte aia din conservă. Aia a fost o singură dată. Deci am fost o singură, m-am lecuit și n-am mai făcut. Ok. Deci am început să studiez pe internet, să studiez rețete de pe internet. Am studiat câteva rețete după internet și am făcut o bere blondă. Mi se pare că am făcut un Pater's Beer, se numea. O bere foarte simplă. Adică vorbim un simplu tip de malț, un malț pils și și două tipuri de hamei. Hamei saz, un hamei nobil cehoslovac și un hamei, mi se pare, Hall Tower, dacă nu mă înșel, un hamei la fel, un hamei nobil, dar german. Haller Tower, mi se pare că se numea asta. Deci ai amestecat ingrediente cehoslovace cu ingrediente germane. Vorbim de hameiuri. Hameiuri. Da. Deci și cehii și nemții sunt oricum producători de tradiție de bere. Exact. Cehoslovacii, da. Cehii, da. Cehii. Cehoslovacii sunt după timpul Ceaușescu. Am rămas ocupat pe vechiul sistem. Exact. Și atunci mi-a ieșit o bere deschisă la culoare, o bere băubilă, o bere de 4 grade jumătate, 4 grade jumătate sau 4,9, nu știu, cam așa ceva la sută. Păi și bunicica. Nu pot să spun că ești o bere bună. Era prima dată când am folosit... Erai începător, dar... Normal, prima dată când am folosit ingrediente naturale, adică vorbim, nu știu ce era băgat în conserva aia, eu spun ce am folosit atunci, am folosit cereale, cum avem și aici în... Am înțeles. Halba asta, deci. Acum, fiind profesionist în producerea de bere... Hai să spunem chiar profesionist. Bun, ce ai greșit atunci? Pasionat. Ce ai greșit atunci? Ce am greșit atunci? De n-a ieșit atât de bună, da? Zici că a ieșit acceptabilă, da? Acceptabilă și au ieșit multe beri după Pater's Beer acceptabile. Dar nu știu dacă greșeam undeva. Căldura prea mare în Spania. Da. Nu aveam unde să o țin la rece prea mult, că nu puteam să folosesc frigiderul casei, pentru că făceam în bucătărie bere atunci pe timpul ăla. Așa, fermentatoarele erau din plastic, nu erau din inox, cum am acum. Și cam asta era. Și după poate aia că maturarea... Poate și apa pe care o luai nu era... Nu, luam apă bună, da? O apă bună de băut, da, ce consumam eu pentru mine. Folosea și la bere. Treaba e că atunci n-aveam, cum erau călduri mari în Spania, nu puteam să-mi permit să pun un aer condiționat numai pentru bere.
sau să o bagă în frigider, să o țină mai în frigider, pentru că ea trebuie să stea 7 zile după ce este la fermentat, să stea 7 zile să-și facă, să-și facă gazul, o refermentare în sticlă, adică să-și facă CO2 în sticlă. Da. Refermentează. De-aia și berea noastră conține, conține un pic, un pic de depunere. Are o depunere. Bun, bine că ai făcut referire la depunerea asta. Trebuie să se sperie cei care cumpără bere. Nu. Mie îmi place cum îi spui tu și cum mi-ai făcut prezentarea, spre exemplu, la Amarillo. Amarillo își lasă o depunere, o marda. Toate, da? O marda. Așa, exact. Care da. Mie îmi place ca mardaua respectivă să fie pusă în pahar. Mi se pare că dă o consistență se și recomandă. Aparte berii respective, chiar dacă berea nu-și mai păstrează acea limpezime care place majorității, da? Da. Însă vă pot spune că gustul se schimbă atât cât pot eu să mă pronunț vis-a-vis de bere, da? Gustul se schimbă, se schimbă în bine, este o bere apetisantă. Da. Da? Atenție, fac încă o paranteză și vă spun că așa cum se spune peste tot, consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mulțumim Tatiana. Da. Soția lui Biță nu ne-a lăsat pe gol. Te rog frumos, adu-ai. Da? Deci, ideea este că mulțumim, Daliana. O să discutăm imediat despre conceptul pe care Biță l-a pus deja în practică vis-a-vis de această amenajare da, minunată Tapas. Pe care o vedem aici în curtea casei sale din Șuici. Ok. Bun. În terasă. De la terasă. Bun. Suntem în Spania. Ai produs primul tip de bere. Ai rămas în continuare, ai rămas pasionat de producția de bere și eu știu că la un moment dat te-ai și specializat în producerea de bere. Ai făcut niște cursuri, da. Ți-au prins foarte bine, acolo în Spania. În Spania, în Barcelona. Cât au durat cursurile astea și în ce au constat? O săptămână. Doar atât? O săptămână, da. Dar fără examen, nu am trebuit să dau examen la sfârșitul cursurilor, dar am stat și am... Nu explica cum se face berea, cum, de ce se strică, de ce este așa, de ce are culoarea așa, de ce... Deci o grămadă chestii am avut de învățat. Bine, eu m-am dus să fac cursuri după 4 ani de zile de când început să fac bere, deci nu prea mai aveam cine știe ce de învățat de la ei. Am înțeles. Nu eram chiar novato, cum sunt în spaniolii, nu eram chiar... Ți-ai luat pata la maua. Asta e important în România, să ai pata la maua la mână, să ai diploma la mână de bere. Cred că și în Spania e la fel de important. Da. Da, dar în România cel puțin, nu știu, Spania, că n-am făcut bere artizanală, cum să spun, n-am făcut bere artizanală în Spania legal. Am făcut-o pentru prieteni. Am făcut-o... De specificam că n-ai vândut-o. N-am vândut-o, nu. Deci ai făcut-o pentru consum propriu. Exact. Ei, aici, da, aici am Și scos. Prietenii ce au zis? Păi, unora le plăcea, altora li se părea prea acidulată, prea puțin acidulată, prea... Aromată. Prea aromată, prea puțin aromată, prea tulbure. Toți aveau câte-o. Mulți. Prea bună. Aha, prea de la țară. Deci au fost și prieteni care te-au încurajat. Asta cred eu că contează cel mai mult, să ai parte și de încurajare atunci când pornești pe un drum. Ok, haideți să terminăm cu etapa Spania. Ți-ai luat pata la maua la mână, te-ai întors în România după 16 ani de ședere în Spania și ai reapărut în viața mea, da, eu te știu de multă vreme, ai reapărut în viața mea, ca să zic așa, ca producător de bere rock. Curiozitatea, vă spun sincer, curiozitatea m-a îndemnat să-i spun, Biță, dă și tu o bere, să vedem cum este. Și pur și simplu pe mine m-a cucerit. Eu nu sunt un consumator de bere, da? Bine, nu consum alcool în general, însă asta știu eu ca un minim tabiet când stau și mă uit la televizor sau când stau la o discuție cu cineva, am o încântare deosebită de a o consuma, în special Amarillo. Ai venit în România, te-ai stabilit aici la Șuici, unde ți-ai făcut acest minunat atelier. Haideți să vedem care este odiseea ta în țara noastră, pentru că au fost multe etape de bifat. Da? În primul rând, ca producător de bere, tu trebuia să intri în legalitate. Ce înseamnă această intrare în legalitate în România? Povestește-ne. Păi, în afară, intrare în legalitate, în afară de ce știm toată lumea, DSP-ul, DSVSA-ul, sau ce mai sunt pe aici, pompierii, toți. Da? Ei, mai există vama și anaful. Pentru acciza berii. Da. Avem și musafir. Da, avem musafir. Ne poftiți. Asta. Încă nu s-a răcit afară. Unde? O autorizație de la vama durează cel puțin 8 luni de zile. 8 luni de zile ca să scoți. Acum, dar ce înseamnă autorizația asta? Adică tu trebuie să vii cu o grămadă de acte care să demonstreze că ești în regulă? Da. Sau stau ei atât și tergiversează? Nu. Este o încadrare tarifară, normal. Este o încadrare tarifară. La fiecare produs bere, da? Îi se dă un cod.
un cod de produs. Ce i se pune o acciză? Adică trebuie să fie bere, nu poate să fie altceva. Deci dacă eu aș băga un pic mai mult whisky, mi-ai explicat cum era la berea neagră, la vanilia bourbon stout, da? Și băgam puțin mai mult whisky, dacă nu ieșea, nu intra în parametrii lor, putea să treacă la alt produs, adică la alt subprodus. Nu era produsul bere, poate să fie lichior sau lichior de bere. Care are altă acciză. Altă acciză. Da, deci înțeleg. Noi, asta n-am specificat, între fabricile de bere mari și fabricile de bere mici artizanale, noi avem o mică diferență de acciză. Mi se pare că acciza la fabricile mari este 3 lei și ceva pe hectolitru, la noi este 1,95 pe hectolitru. Deci mai puțin. Atât. Singura chestie. Dar noi nu avem voie să producem mai mult de 200.000 de hectolitri pe an. Da. Deci asta este teoretic. Nu vorbim de producții mega industriale. Nu, vorbim de producții mici. Eu încă nu. Eu am o producție foarte mică. Eu vorbesc de un hectolitru, aproape un hectolitru pe zi. Dacă fac un hectolitru pe zi, nu-l fac. Deci 0,72. 72-75 de litri pe zi, adică 365 de hectolitri pe an. Nu, 365 de hectolitri, nu, că nu fac în zi de zi. Am înțeles. Nu fac zi de zi. Asta e capacitatea de producție, nu poți să produci mai mult de un hectolitru. Dar normal avem 0,8, adică 80 de litri pe zi, vorbim. Ce pot să fac eu? Da, pentru fiecare produs. 80, 80, 80, 80, 80. Fiecare produs câte 80 de litri. Deci ești condiționat practic de instalația pe care o ai la îndemână. Da, pentru că eu sunt în micaterie și încă am început cu o instalație foarte mică, o instalație semi-profesională. Nu da. Vorbim de o instalație mare de milioane de litri sau mii de litri de bere, dar o instalație ce mă descurc foarte bine cu ea și pot să o controlez. Eu încă, o să mergeți să vezi în atelier, da. Eu încă berea pe care o fabric, într-o fază a producției, plămada sau, da, plămada, normal, eu încă o mestec cu o paletă de LED pe care o țară sus, o să vezi sus. Deci nu, nu e nimic motorizat, nu e nicio problemă dacă ar fi ceva motorizat sau ar fi un calculator în spate. Nu, dar mai bine să văd fiecare pas al producției, fiecare temperatură, că aici depinde foarte mult de apă, de temperaturi, temperatura a plămadei, temperatura de fierbere, adică trebuie să fiarbă în clocot și destul de viguros, așa, și după aceea temperatura de refermentare în sticlă, următoarele 7 zile după fermentarea primară, așa, îi mai fac înainte de refermentarea sticlă și fermentația principală, îi mai fac încă o, normal se numește în engleză, cold crash, nu? Cam așa ceva se spune, nu? Cold crash. Da, exact. Da. Îi scad temperatura până la 2 grade, deci la 22, pentru că n-am specificat. Noi vorbim de o bere pale ale aici, o bere de fermentație înaltă. Nu este o bere pils, ci este de fermentație joasă. Adică, la mine, la berea pale ale, drojdia fermentează deasupra fermentatorului. Efectiv deasupra, fizic, stă sus. Fizic stă deasupra, da. Exact așa se numește. Și face acolo burbuluce, ce face, aia face treaba. Mănâncă, da. Mănâncă zaharul și elimină CO2 și alcool. Am înțeles. Așa. Iar la berea pils, da? La fund. Stă la fund și face aceeași chestie, aceeași operație. Aceeași operație, dar numai că acolo vorbim de temperaturi joase. Noi fermentăm între 18 și 25 de grade. Da. Cei de la ce fac bere lager, berile din comerț, așa, berile normale, lagă, da. Fermentația joasă înseamnă de la 0 la 12 grade, maxim 12 grade. Da, înțeleg, deci, la temperaturi ceva mai joase. La temperaturi ceva mai joase. Și mult mai mult timp, adică noi fermentăm 7 zile, 7, 10, 12 zile, ei fermentează până la 3 luni de zile, poate. Dar nu vorbim nimic, așa spune de la capra noastră de la Iași, că nu vorbim despre capra vecinului. Corect. Cum se face? Mai bun. Corect, nu? Deci ne interesează doar această bere Pale Ale, în speță berea rock produsă aici la Șuici, în atelierul de bere al lui Biță Lăcureanu. Deci am lămurit cum stă treaba cu autorizațiile. Durează, da, 8 luni de zile să te autorizezi, să fii absolut legal, da? Din toate punctele de vedere, da. Să poți să o comercializezi berea asta pe care o produci. Okay. Da, asta tot pentru fiscalizare. Asta este, asta înseamnă. Restul, toate autorizațiile se obțin foarte repede. Tot ce înseamnă autorizație, deci DSP, DSVSA și toate se obțin foarte repede. Adică după săptămână pe alta. Dar asta durează mai mult pentru că discutăm cu cei de la București, Vama de București, discutăm cu cei de la Pitești, Vama Teritorială la Pitești. Și atunci fiecare te trimite, tu trebuie să trimiți un dosar la București și mai lipsește o hârtie și fiecare reexaminare a dosarului înseamnă 3 săptămâni de zile. Și dacă nu le convine ceva și n-ai scris bine ceva sau cine știe, nu neapărat că nu le convine ceva, adică nu pot să spun că nu le convine. N-ai făcut bine, n-ai fost în litera legii, îți întorci dosarul înapoi, până refaci, mai durează o săptămână, până iar regândești tot dosarul și îl trimiți înapoi, atunci iarăși durează 3 săptămâni și tot așa. Perfect. Astea sunt, nu că ar dura mult, este obligat să în 30 de zile să dea toate acte, sau maxim 60 de zile.
Te-ai autorizat. Ești perfect legal din toate punctele de vedere și pe lângă producția de bere, evident că ai pus la punct un mic marketing. Da? Te-ai gândit cum să-ți vinzi berea, cum să împachetezi produsul, cum să-l dai mai departe. Ai câteva contracte cu niște localuri din Curtea de Argeș. Da? Să le spunem celor care ne urmăresc că berea rock poate fi băută la Băiatul Vesel, poate fi băută la THR și la Subcarpați. Și la Bistro Subcarpați. Și în viitor în Pitești la Kells. Am înțeles. Probabil te vei dezvolta, probabil îți vei... Da, am prezentat berea și au zis că o să lucrăm împreună și o să... Da, probabil îți vei lărgi, știu eu, area de distribuție. Ceea ce este foarte bine. Haideți să ne concentrăm acum pe locul ăsta minunat, care, dragilor, dați-mi voie să vă spun că arată extraordinar. Eu, sincer, n-aș mai pleca de aici. Poate că ați auzit pe fundal și diverse sunete, animale, undeva în spatele nostru, o văcuță. Niște porci, niște cocoșni. Bibilici. Așa. Curtea, atunci când am intrat aici, era plină de pisici, niște pisici foarte, foarte prietenoase. Ce se poate întâmpla aici, la tine, Biță? Văd că și pe acolo, prin spate, ai aranjat foarte, foarte frumos cu niște halbe speciale aduse din undeva, Spania. Deci halbe de bere. Alea sunt adevăratele halbe de bere. Halbe de bere artizanală. Artizanală. Vorbim de halbele ce au capac deasupra, sunt unele halbe ce au capac. Alea sunt halbe de bere artizanală. Bine, toate sunt de diferite baruri, diferite beri. Știu, de la secunda mână din Valencia. Da. Acum, hai să te întreb altceva. Hai să schimbăm puțin registrul. Bere. Puteai să zici într-o mie de feluri. De ce ai zis bere rock? Păi, după cum bine știi... Da? Așa? Dar nu știu cei care ne privesc. Muzica preferată este rock-ul. Asta e clar. Iar berea se bea parcă mai bine cu fundal de muzică rock. Exact. Da? Cel puțin pentru mine. Și pentru tine și pentru... Acesta, da. Câteva guri de bere am luat înainte să intrăm în direct, dragilor, iar pe fundal aveam Rock FM, da? Exact. Unde cântau cei de la Manowar, cei de la Twisted Sisters. Bine, intră berea altfel. Bun. Ce te faci dacă te vizitează, știu eu, personaje care nu agrează muzica rock? Se adaptează. Se adaptează, da? Se adaptează. Deci trebuie să le placă neapărat. Ok. Eu nu schimb nimic, eu nu schimb muzica. Deci asta e. Muzica este de aici, din locație, muzica rock. Deci nimic altceva, altă muzică. Ce se întâmplă? Ce se poate întâmpla aici, în perimetrul ăsta, aici la Șuici? Poate să vină oricine vrea să te cunoască, poate să vină aici. Hai oricine să ne dăm adresa exactă. Da, oricine vrea să... Bine, o să mă găsească pe Google. Da? Cum? Bere artizanal rock. Da? Introduce în Google și la cedere la poartă. Ai și un share location acolo. Exact, la poartă. Exact. Ei, să discutăm despre terasa aici. Asta e terasa mea și a prietenilor mei. Perfect. Asta nu e terasa deschisă tuturor, adică nu e deschisă de dimineața până seara să vină să bea oricine ce o țuică sau ce vrea să bea o vodcă sau așa. Nu, asta e numai pentru bere și este normal o terasă de degustare. Terasa de degustare, o anexă a atelierului de sus, normal. Da. Da, dacă vrea să vină cineva să... Mă anunță înainte, vezi că vrei să vin și noi 10 ani să degustăm berea ta. Da, poți să vină să deguste și să o cumpere. Uite, eu mă uit la perimetrul ăsta care este absolut superb, care s-a modificat foarte mult de ultima dată de când am fost eu aici. Au apărut niște flori senzaționale, niște crizanteme. Cred că aici se pot organiza niște evenimente foarte frumoase. Chiar dacă vorbim de, mă rog, perioada asta nenorocită de pandemie, da. Cred că după ce lucrurile se vor mai domoli, pentru că se vor domoli la un moment dat, mă gândesc, da? Am putea organiza aici niște mini-festivaluri de muzică, da. Folk, rock și, bineînțeles, festivaluri udate din belșug cu bere rock. Avem o grămadă de prieteni chitariști. Da? Și ar fi păcat să nu exploatăm, între ghilimele. Da. Probabil că asta se va întâmpla, dragilor. Fiți cu ochii pe noi. Noi vă vom anunța în cazul în care vom, pentru că va trebui să ne organizăm un pic, să organizăm ceva aici. În cazul și în care să dea drumul și... Adică să nu avem probleme cu... Absolut, totul va fi totul legal. Totul va fi legal. Nu o să facem totul contra deciziilor autorităților. Biță, eu sunt impresionat de ce am auzit de la tine, de ce am văzut aici în atelierul tău, de berea asta minunată pe care o bem chiar de la începutul intervenției noastre. Dragilor, dacă, încă o dată vă spun, dacă vreți să luați legătura cu Biță, dacă vreți să intrați în posesia unei cantități anume de bere rock, căutați-l pe Google, o să-l găsiți. Noi o să-ți dăm datele de contact și la postarea pe care o să o facem pe Facebook cu această înregistrare. Eu am distribuție și pe Curtea Dacia și împrejurim. Deci am înțeles. Mă sună omul, îi duc în Curtea Dacia și... Bine, avem și o minimă cantitate. Adică dacă cumpără o cutie de bere de 24 de beri, transportul este gratis.
Am înțeles. Deci puteți să comandați și telefonic, da? Da. Noi, da, sunt clar. Din Curtea de Argeș, vreau 24 de bere Amarillo și mai vreau 10 beri din astea, cum zice, Russian Imperial Stout. Se pot, da, se pot se pot pune 5 Amarillo, 5 Castilli, 5... Nu este nimeni condiționat să ia atâtea beri de alea, atâtea beri de alelalte. Numai că transportul este gratuit de la 24 de beri în sus. Da, sau dacă se strâng mai mulți în aceea zi și eu știu că s-au strâns bine două cutii, atunci să fie așa, să spună tot venim și... Deci prezentarea este oricum doar așa la 0.33. 0.33, da? Nu trecem de această... Și vara la draft. Și vara la draft. Da. E, din păcate, vara a trecut, așa, ne mulțumim cu bere la 0.33. Biță, spune-mi, te rog frumos, înainte de a încheia discuția, zi-mi și mie, ce planuri de viitor ai cu atelierul ăsta al tău, minunat? Planul de viitor, deocamdată cu pandemia, nu știu ce să spun, dar așa, e mare. Aș vrea să mă mențin pe aceeași linie, da, cu aceste 5 beri, deocamdată. 5 sortimente. 5 sortimente, 5 sortimente, dar nu 5 beri, 5 sortimente de bere, dar normal eu am în cap să ajung la 10 beri. La 10 sortimente de bere. 10 sortimente de bere, atunci o să fiu și eu mai împăcat cu mine, să vedem. Am înțeles. Deci trebuie să băgăm și un IPA, trebuie să băgăm și o bere, și o bere afumată și o bere. Mai am câteva rețete, scrise și trebuie să le punem în practică. Asta, bere afumată. Deci da, seama. Tu ai gustat? Am gustat și ai gustat. Este într-un mare fel. Da. Bravo, eu te felicit, sunt convins că și cei care ne urmăresc sunt în asentimentul meu și te admiră maxim. Ce să mai, pe data viitoare, spor la treabă și să dea Domnul să fie bine, să scăpăm de pandemia asta. Ok? Până acolo, hai noroc! Hai noroc să trăiești, uite așa. Doamne ajută! Doamne ajută! Cele bune! Cele bune!